Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi, alături de noi, un drag prieten, Cristi Rusin, doctorand în istorie, și ne-am gândit noi să povestim despre Ibn Arabi. Despre Ibn Arabi și despre Cartea Înțelepciunii, eu arăt aici, reeditată, publicată la, în portofoliul editurii Herald, și bineînțeles că o găsiți pe site-ul editurii Herald. Ibn Arabi, Cartea Înțelepciunii, Ibn Arabi, sufi andaluz din secolul XIII, născut în provincia Murcia, din Spania, Andaluzia, a trăit în Anatolia și, de asemenea, a murit în Siria. A produs o operă, putem spune, care acoperă toate dimensiunile spiritualității musulmane. Alături de Iluminările de la Mecca, Cartea Înțelepciunii, în arabă, Fusus al-Hikam, reprezintă unul dintre cele mai importante texte, textele majore ale lui Ibn Arabi, de la Adam la Mohamed, trecând prin Noe, Enoch, Avram, Moise, Solomon sau chiar Isus. Ibn Arabi demonstrează modul în care fiecare profet al tradiției musulmane manifestă unul dintre aspectele înțelepciunii divine, principiul prim, ca să spunem așa, principiul imuabil. Cristi, aș începe discuția noastră cu plasarea lui Ibn Arabi într-un context istoric. Cine a fost Ibn Arabi? Sigur că da, ați spus dumneavoastră chiar de la bun început cine este Ibn Arabi, așa foarte pe scurt, pentru că se poate vorbi foarte mult despre această personalitate extrem de importantă. Într-adevăr, a fost un maestru musulman, un maestru al ezoterismului islamic, al sufismului, născut în Andaluzia, în Spania actuală. Din acest punct de vedere, în opinia mea, am putea să îl vedem pe Ibn Arabi sau să îl înțelegem în două contexte. Odată în contextul acesta spiritual al ezoterismului islamic, al sufismului, iar el excelează în ceea ce privește acest context, pentru că este considerat în cele mai multe medii ce aparțin sufismului, dacă nu chiar în toate, drept Sheikhul Akbar, cel mai mare șeic, cel mai mare maestru. Iar pe de altă parte putem să îl vedem ca unul dintre reprezentanții fabuloasei și grandioasei civilizații islamice din Andaluzia, din Spania. Pentru că acolo au existat foarte mulți gânditori extrem de importanți, cum a fost Ibn Hazm, Ibn Tufail, Ibn Rushd sau Averroes, Ibn Arabi și mulți alții. De altfel, apropo de Averroes, care e un mare comentator al lui Aristotel, cunoscut în cultura europeană, Ibn Arabi s-a întâlnit cu acesta în timpul vieții sale. Deci Ibn Arabi s-a născut în Andaluzia, în peninsula iberică, în Spania actuală, în Murcia, undeva în sud-estul Spaniei actuale, probabil pe la 1165 după Hristos, luna Ramadan a picat atunci, în anul respectiv al Egirei, și Ibn Arabi nu a stat doar în Murcia, nu a stat doar în peninsula iberică, asta este foarte interesant, pentru că el a murit undeva pe la anul 1240 în Damasc, în Siria. În Deci Siria, în cealaltă da. parte a lumii Și a islamice. trăit și în Anatolia, da. Sigur că da, în tot acest interval de timp, între 1165-1240, Ibn Arabi a perindat, cu ghilimele de rigoare, prin mai multe regiuni, din sudul peninsulei iberice până în Africa de Nord, după aceea zona Egiptului, Levantul, ajungând în Siria, sigur și în Asia Mică. A avut și o perioadă când a stat în Anatolia, în Asia Mică. Pe tot acest itinerariu spiritual a întâlnit foarte mulți maestri în Fes, în Maroc actual, în Tunis, în Egipt, la Damasc, nu mai zic, și în zona Anatoliei și așa mai departe. Și a avut parte și de o serie de experiențe pe care am putea să le numim noi, oamenii contemporani, experiențe supranaturale, să le spunem așa, în urma cărora a avut contacte directe cu
divinitatea și cu reprezentantul divinității în tradiția islamică, cel mai important, profetul Mohammed, dar și cu îngerul Gavril și cu misteriosul Al-Hadr, cel verde, care este amintit în sura 18 din Coran, un reprezentant foarte important al inițierii islamice, văzut ca maestru inițierii prin excelență, Al-Hadr, maestru ce a fost prezent și este prezent în literatura sufistă prin prisma faptului că mulți maestri din trecut s-au întâlnit cu el, cu acest Al-Hadr. Important este faptul că Ibn Arabi, prin, sigur, în concepția celor care urmează ideile, pentru că avem și mulți sceptici în ziua de astăzi, și-a scris aceste lucrări pentru care operă fenomenală, foarte mare, și le-a scris sub inspirație divină. Deci nu au fost niște idei, niște concepții ale sale, ci au fost pur și simplu niște informații care au fost transmise de către divinitate prin mijlocirea acestor experiențe pe care le-a avut, sigur, vorbind cu Îngerul Gabriel sau cu Al-Hadr sau chiar cu Profetul sau cu Isus, cu Moise. I-au apărut mulți profeți în experiențele sale pe care le-a avut și ei au dictat direct aceste lucruri. Sigur, acum, pentru mulți dintre noi, lucrurile acestea pot părea fantastice, mitice chiar, dar mulți maestri de după Ibn Arabi i-au acceptat aceste scrieri și au considerat că, într-adevăr, sunt mijlocite prin profeți sau îngeri și trimise de la divinitate, pentru că și acești maestri au avut experiențe asemănătoare. Și având experiențe asemănătoare, au constatat că, evident, ceea ce scrie Ibn Arabi este perfect legitim și poate fi nu doar folosit, ci chiar urmat ca mesaj extrem de important pe parcursul vieții. Sigur, după Coran și hadisurile profetului Mohammed alayhi salam. Opera lui Ibn Arabi, de altfel, este uriașă. Sunt circa 800 de lucrări, de fapt, nici acum nu se știe numărul exact al lucrărilor. Unii spun că între 800 și 900, alții că până în 800, nu se știe precis. Cele mai importante lucrări din această operă akbariană, cum a fost numită prin prisma faptului că el este cunoscut și sub numele de Sheikhul Akbar, sunt fără îndoială Futuhatul Makkiyah, deschiderile de la Mecca sau revelațiile de la Mecca sau, cum a spus dumneavoastră, iluminările de la Mecca, o lucrare absolut fenomenală prin prisma faptului că cuprinde informații extrem de complexe dintr-o perspectivă metafizică foarte profundă și foarte greu de înțeles pentru cei neinițiați. Și ea impresionează nu doar prin informație, dar și prin volumul de informație. Din câte știu eu, sunt vreo 37 de volume care grupează vreo 560 de capitole. Deci o lucrare uriașă. Asta e doar una dintre sutele sale de lucrări. O altă lucrare importantă e cea care ați menționat-o, iar Al-Fusus'ul Hikam, care s-a tradus la editura Herald drept Cartea Înțelepciunii. Și să spunem că este Cartea Înțelepciunii este într-adevăr cea mai importantă, dar este o mică parte din opera sa atât de vastă și nici Cartea Înțelepciunii nu este toată, este o parte din ea. Deci noi Da. într-adevăr ne dorim în demersurile editoriale să mai publicăm din opera lui Ibn Arabi, pentru că așa cum spuneam și aceasta ar fi următoarea întrebare, este cel mai important maestru sufi al tuturor timpului, cel puțin așa este considerat. Și de ce este cel mai important maestru sufi și de ce este numit, iată, așa cum Rumi este numit sultanul iubirii, el este numit sultanul cunoașterii. Da, importanța lui Ibn Arabi este dată de opera sa. Și nu doar de opera sa, este dată și de, sigur, acest titlu pe care îl are de Sultanul Arifin, limba arabă, Sultanul Cunoașterii. El este cel care, într-adevăr, a fost cel ce a exprimat foarte bine
conceptul pe care noi îl cunoaștem în sufism sub numele de marifa, adică această cunoaștere care este totuși diferită de ilm. Ilm, tot așa, în arabă se referă la știință, la cunoaștere, dar ilm și marifa nu sunt unul și același lucru. Marifa este ceva mult mai complex și asta sigur se leagă de opera lui în sine. De altfel, apropo de opera sa, există un tratat deosebit de interesant și important care i-a fost atribuit. Unii spun că nu a fost totuși scris de el, dar în orice caz exprimă aceleași idei care se găsesc și în opera sa. E vorba de acel tratat al unității, Risala la Hadia. Acel tratat sau acea scrisoare a unității, cum au mai tradus-o unii, de altfel foarte importantă. În ceea ce privește Pususul Hikam și interesul care există pentru opera lui Ibn Arabi și de ce este el un maestru atât de important, din nou, apropo de operă. Ibn Arabi a avut un destin și opera sa, un destin destul de ciudat. De ce? Într-o carte care mi-a fost adusă de către un prieten de la Istanbul, o carte scrisă de un șeic din Turcia, Osman Nuri Topbaș, face o împărțire a cărților despre sufism și autorilor inițiați în sufism care scriu aceste cărți în trei categorii. Primii sunt autorii care scriu cărți despre sufism pentru toată lumea, și pentru elită, și pentru oamenii de rând care nu fac parte din elită. În aceste cărți se încadrează și unele din colecția Înțelepciunii Inimii, cum este de exemplu aceasta, a lui Martin Links, ce este sufismul. Este pentru toată lumea. Și pentru oamenii care nu sunt inițiați, și pentru inițiați, și pentru elită. O a doua categorie sunt cărțile care sunt și pentru inițiați, și pentru elită, dar care prezintă niște aspecte mult mai profunde, cum este Rumi, de exemplu. Masnaui. Aceea nu este carte descriptivă cum este ce este sufismul de Martin Links, nu cuprinde definiții, ci cuprinde aspecte mult mai profunde, dar unele pot fi înțelese și de oameni neinițiați. Și a treia categorie sunt operele acelea care sunt în special pentru elită. Și aici îl dă exemplu pe Ibn Arabi, pentru că el are o operă în general foarte grea pentru toată lumea, chiar și pentru cei inițiați, de aceea e de preferat ca cei care studiază opera în profunzime, mai ales Futuhatul Makkiyah, să o facă alături de un șeic care să-i ajute să pătrundă în operă. De aceea eu recomand, de exemplu, pentru cei care vor să citească din cărțile Ibn Arabi, să mai ia de la editura Herald și cartea aceasta cu ce este sufismul, pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba. Și, sigur, mai e tot la editura Herald o carte mai veche, Islamul, o introducere în doctrinele ezoterice, de Titus Burhard. Și Titus Burhard și Martin Link erau doi inițiați în sufism. După ce Ibn Arabi a murit, opera sa nu s-a păstrat toată, din păcate. Ea a fost readusă în actualitate undeva prin secolul al XIX-lea de către emirul Abdelkader al Jazairii și a început să fie reeditată apoi tot în secolul XIX la Cairo. A fost readusă la cunoștința oamenilor, de asemenea, la începutul secolului 20 în Europa, printr-un suedez, Ivan Agueli, cel care a avut legături și cu René Guénon. Și apoi, prin René Guénon și prin doi români, pentru că asta e foarte important să spunem, prin doi români, această operă akbariană a început să fie studiată și popularizată. E vorba, în primul rând, de Mihail Vâlsan, care a rămas la Paris și este predecesorul actualilor maestri ai studiilor akbariene din Europa, cum este Charles André Gillis, de exemplu, în Franța, și îl avem și pe Vasile Lovinescu. După știința mea, Vasile Lovinescu este primul român care l-a menționat pe Ibn Arabi în România, pentru că în scrierile sale din anii 60, care sigur s-au publicat abia în anii 90, el îl menționează acolo pe Ibn Arabi. Și astfel aduce interesul pentru opera lui Ibn Arabi la noi, în România. Deci Ibn Arabi are o importanță foarte mare în mediile sufiste, cu toate că el nu a fondat niciodată o tarica, o confrerie sufistă, așa cum au făcut Rumi, Abdelkader
al Gilani, Ahmed al Tijani sau alții. Și cu toate acestea, mulți se raportează la opera sa, pentru că este foarte importantă, datorită conținutului operei respective. În ceea ce privește acum cartea despre care discutăm, aceasta, Cartea Înțelepciunii. Așa cum ați spus și dumneavoastră, versiunea prezentă în limba română, publicată acum la editura Herald, nu este cartea completă. De ce? Este, de fapt, o selecție făcută de către Titus Burchard, cel pe care l-am menționat că există deja tradusă și cartea aceea a lui la editura Herald cu Islamul, Introducere în doctrinele ezoterice. Cartea aceasta, Fusutul Hikam, e interesant și titlul, pentru că Fusus este pluralul de la Fas. Fas în limba arabă se referă la acea parte din vârful unui inel, montura, dacă vreți, care prinde piatra sau piatra prețioasă sau nestemata pe inel. De asemenea, mai poate avea un sens, poate să însemne și sigiliu care ține sticla pe fața unui ceas. Ceva care ține acel lucru prețios, îl ține strâns. De aceea, în limba engleză, de exemplu, cartea s-a tradus The Ring Stone of Wisdom sau The Seal of Wisdom, pecetea. La noi s-a tradus cartea. Nu e neapărat greșit, dar trebuie să ținem cont de semnificația profundă în limba arabă. Pentru că și aici e interesant de ce Ibn Arabi ar fi dat această denumire, Fususul Hikam, monturile nestematelor înțelepciunii. Pentru că putem compara înțelepciunea divină cu o piatră prețioasă. Aceasta ar putea fi înțelepciunea divină. Și noi nu avem sigur cum să o cunoaștem în mod exhaustiv, nici măcar 1% din ea. Lucrul ăsta este consemnat într-un hadis din Sahih al-Bukhari, cea mai importantă culegere de relatări islamice, când Moise, profetul, împreună cu Al-Hadr, acel personaj misterios, acel profet misterios care se întâlnește, se duc pe o corabie și Al-Hadr îi arată o pasăre care soarbe un cioc de apă din mare și spune Al-Hadrului Moise, știința noastră, mândurora comparativ cu a lui Dumnezeu, e ca pasărea aceea care a luat un pic de apă din mare, adică e nimic, e absolut nimic. Și asta e înțelepciunea divină. Dumnezeu, în concepție islamică, a trimis de-a lungul timpului numeroși profeți. Unele tradiții zic 102, unele hadisuri zic 125.000, 126.000 de profeți trimiși și mesageri la toate popoarele lumii. Ibn Arabi își structurează cartea în funcție de acești profeți. De ce? Pentru că Dumnezeu își revelează prin profeții săi o picătură sau picături din această înțelepciune divină. Și el alege 27 de profeți, Ibn Arabi, în cartea sa, pentru a prezenta 27 de picături, 27 de fațete, 27 de nestemate de pietre prețioase din marea înțelepciune infinită a lui Dumnezeu. Și aici, în această carte, avem cumva un tipar al maestrilor spirituali. Sunt practic 27 de forme ale manifestării divine, dar și mari modalități de realizare spirituală, am putea să le numim. În ideea că toate cele 27 dintre acestea din cartea lui Ibn Arabi duc la identitatea supremă, care în sufi se numește Al-Hakik al-Muhammadiyya. Din cei 27, Titus Burhard, când a tradus cartea din arabă, a ales 12. Și cei 12 sunt Adam, Set, Noe, Enoch, Avram, Isaac, Ismail, Iosif, Isus, Solomon, Moise și Mohamed. Aceștia 12. Și apoi, sigur, cartea a fost tradusă în română. Acest lucru nu înseamnă că selecția lui Titus Burchard este fără valoare, pentru că el a căutat să aleagă cele mai interesante dintre cele 27 de capitole ce corespund câte unui profet, a ales deci 12, și cele care erau mai apropiate de tradiția iudaică și creștină din Europa. Pentru că există deci această moștenire comună pe care o are tradiția islamică cu tradițiile creștină și iudaică în cadrul marii tradiții avramice. Despre scurt, legat de carte. Practic, Dumnezeu pune la dispoziție aceste căi, aceste 27 de căi, iar profeții devin practic arhetipul maestrului spiritual. Căile profeților, sigur, acestea sunt căile profeților, dar rolul cel mai important îi revine ultimului profet,
pe cetea profeților, care este și Insan al-Kamil, adică omul universal, profetul Mohammed, alayhi salam. Și Insan al-Kamil, omul universal, este și primul om, Adam, care este considerat tot un profet. Deci, practic, începe cu Adam, se termină cu Mohammed. Și între ei avem mulți alți profeți, cum este și Isus, și care are un rol foarte important, inclusiv aici, în această carte, cum am menționat. Acum, sigur, trebuie să mai specificăm un lucru. Sunt 27 de profeți, 12 în volumul tradus la editura Herald. Practic, ideea lui Ibn Arabi era următoarea, că poți înainta spiritual după modelul profeților. Fie după modelul lui Moise, fie după modelul lui Isus sau altor profeți. Tot el menționează în Futuhatul Makkia, acea carte uriașă, faptul că profetul Isus este unul dintre cei prin intermediul căruia mulți maestri s-au inițiat. E și o expresie de genul că s-au inițiat la piciorul sau la picioarele lui Seidna Isa, adică a Domnului Isus. Prin urmare, consider că această carte este utilă, inclusiv pentru cititorii creștini. Recomandarea mea este însă să o citească în parteneriat cu cartea lui Martin Links, ce este sufismul, și cu aceasta lui Titus Burchard, cu Islamul, introducere în doctrinele ezoterice. Și am mai putea să amintim, sigur că la editura Herald au mai apărut și alte cărți ale lui Ibn Arabi, și, ce cuprind scrieri din opera lui Ibn Arabi, e doctrină și practică spirituală, și mai este și Legea Sacră și Calea Adevărului, și mai sunt și altele Care e mai cea mai vechi. recentă? Sigur că da, aceasta cu Legea Sacră și Calea Adevărului este cea mai recentă. Da. Fiecare capitol din Cartea Înțelepciunii a lui Ibn Arabi reprezintă sau constituie o etapă a căii care ajută, bineînțeles, toți oamenii să înțeleagă ce este omul perfect după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și să perceapă unitatea divină existentă în toată creația. Dincolo, să spunem, de bariera confesională, Ibn Arabi, ca autor clasic al sufismului, se adresează tuturor adevăraților căutători ai adevărului, așa cum și tu, Cristi, ai spus. O carte, un autor și o carte care, chiar dacă pe alocuri prin stil s-ar putea să pară așa mai eclectică. Este o carte care merită parcursă, care merită citită și merită citită nu doar Cartea Înțelepciunii, ci toată opera lui Ibn Arabi, pentru că, așa cum am spus noi, este maestru, considerat maestru, cel mai important maestru sufi al tuturor timpurilor, care și cei care i-au urmat l-au avut, să spunem, ca model de maestru spiritual. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Cristi Rusin, doctorant în istorie, și am vorbit despre personalitatea, despre personajul lui Ibn Arabi, pe care, iată, îl regăsim, aș putea spune și îl recomand, pentru că vorbeam chiar înainte de această emisiune cu Cristi, îl recomand și în serialul turcesc Ertuğrul. Prezențele lui Ibn Arabi în acest serial sunt realmente savuroase. Iată o personalitate care a fost și ecranizată în perioada în când Ibn Arabi trăia în Anatolia și cumva a contribuit la istoria turcilor, dar și din punct de vedere al operei și al personalității sale, cum spuneam, cel mai important maestru sufi, supranumit și Sultanul Cunoașterii. Îi mulțumim foarte mult lui Cristi Rusin, vă mulțumim și noastră că ne-ați urmărit și vă invităm, bineînțeles, la un alt episod la Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Să aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!